Penultima zi din anul 2021. O luăm la pas către trei sate izolate ale comunei Pârscov, județul Buzău. Estimăm că avem de parcurs în jur de 10 km dus-întors. Avem la dispoziție 4 ore de lumină pe poteci unde noroiul s-a amestecat cu zăpada. Poleșești, Târcov, Trestieni. Trei sate ale comunei Pârscov, de care nu auzi vorbindu-se. Sunt departe de asfalt, dar undeva acolo, o mână de oameni au preferat să rămână în casele bătrânești, înconjurați de peisaje de poveste. Oare cum este să trăiești într-un sat pe cale de dispariție? Se văd primele case sau ce a mai rămas din ele. Aici timpul parcă a stat în loc. Se pare că moștenitorii celor ce cândva au trăit în aceste case nu au fost interesați să vândă terenurile. În fond, cine ar veni să locuiască aici? În Oleșești sunt foarte puține case care au mai rămas în picioare, iar cele care încă mai supraviețuiesc timpului, probabil că au devenit case de vacanță. Bună tuturor drumeților, suntem în penultima zi din acest an și dat fiind că mâine nu se anunță o vreme extraordinară, am prins această fereastră, deși nici acum nu este cine știe ce vreme, dar totuși putem să filmăm, nu mai este un vânt așa cum a fost zilele acestea și am pornit la drum să vă arătăm câteva sate izolate pe care eu le-am văzut pentru prima oară într-un documentar TVR cam acum o lună de zile. Fac parte din comuna Pârscov și în acel documentar se făcea referire atât la acestea cât și la satele din Apuseni și mă gândeam eu așa, ce comparație între satele noastre și cei din Apuseni, adică nici nu există comparații, nici ar trebui comparate, pentru că noi nu avem sate atât de izolate. Ei bine, noi suntem deja de o oră și jumătate pe drum. Suntem între satul Oleșești și Târcov. Și nu am ajuns încă în Târcov, deci cred că mai avem cam jumătate de oră. Deci două ore pe jos. Urcând pe o potecă destul de sălbatică, case părăsite aici-colo, mai vedem ce ne mai rezervă ziua. Am fi vrut să urcăm și pe dealul Dâlma, dar din păcate timpul ne presează, ziua este încă scurtă, așa că rămânem la aceste sate și vă arătăm imagini de aici, în speranța că o să găsim și locuitori, deși nu prea cred. Haideți să descoperim împreună ce comoară poate ascunde această localitate uitată de lume. Cetatea dacică Târcov se află la circa 7 km nord de Pârscov. Ea este plasată pe o culme greu accesibilă, numită de localnici Piatra cu Lilieci, la înălțimea de 735 de metri. Cetatea a avut cu siguranță rol militar, datorită amplasării sale. Se pare că datează din perioada domniei regelui Decebal, având un rol de control al accesului spre Transilvania pe cursul superior al râului Buzău. În urma săpăturilor arheologice, aici au fost descoperite numeroase piese ceramice, cuțite, vârfuri de lance, săgeți și podoabe. Despre cercetările arheologice din punctul denumit Piatra cu Lilieci au scris George Trohan și Radian Andreescu, de unde aflăm data la care satul Târcov a fost pentru prima dată menționat, 13 aprilie 1515. Cu siguranță vom reveni în zonă pentru a afla mai multe despre această cetate. În Târcov, liniște, mai puțin pe prispa unei case unde doi bărbați se cinstesc, așa, ca de final de an.
Nu mai merge mult, deoarece ceața ne pune probleme și deja este trecut de ora 14. Ne întâlnim cu unul dintre cei doi bărbați zăriți mai devreme. Iată vine și prima întrebare către dânsul. Câți tineri mai trăiesc aici? Tineret. Eu faci, ea stau mai sus în cortul, mai în fundul ăla. Băiatul ăla pichea pe aia care îi stăteam acolo aia de... Am o întrebare pe aici. Ursul coboară? Sunt o grămadă de încolo. Bine, Și câți mai sunt aici? Câți locuitori? Păi de aici încolo mai e tante Victoria în sus, tante Valerica și eu. Pătrânii și ele. Eu ultimul care e mai tânăr. În rest... Mai tânăr pe boală, prietani. Că tot am căutat pe aici, zic să văd dacă mai sunt oameni, dar... Cu ce se ocupă oamenii pe aici? Cu animalele? Cu... Tip băiatul ăsta, titi cu animalele, eu tot la fel. Asta e. Pensii ceva pe la dumneavoastră pe aici sunt? Pensii are părinții. Și cum faceți cu magazinul? Unde vă duceți? Coborâți? Vine băiatul ăla, da, în jurul bicul. Așa, alimentare pe aici, la vin la săptămână, da. Și vă luați ce vă trebuie și pe urmă nu mai vin cu de toate, da, acum. La o săptămână te aprovizionezi. Bănuiesc că vara mai coborăți în jos, încolo, dar iarna asta... Acum pe... vara eu mai mă duc pe divai, pe la Robești. La tata, la mama, acolo. Nu v-ați gândit să vă mutați sau v-a plăcut aici? Mi-a plăcut aici până la urma urmă. Frumos, cu e frumoasă, da, e frumoasă. E liniște, e rău cu drumul așa, când e vremea rea. Păi de-aia mă uitam acum, că noi am... Ce bine era dacă era asfaltat, nu? Da, dacă da. Dacă era asfaltat, sigur, să mai popula pe aici, mai vinea lumea mai... Da, cum să nu? Asta e. Da. Ce se face? La mulți ani! Acel localnic este singura dovadă de viață din satul Târcov. Acum vom urca, dar nu o vom lua spre Oleșești, pe același drum. Vom merge spre Trestieni. Ar trebui să fie un sat mai populat. Vedem pe cine găsim. Mai avem încă vreo 2 ore de lumină. Sperăm să ajungem pe lumină la mașină. Ne îndreptăm către al treilea sat, Trestieni. Niciun om pe afară, deși casele par mai aranjate, prin urmare, probabil că sunt și locuite. Din când în când se mai aude câte un câine bătrân. La ieșire din sat, ne oprim lângă o băncuță unde, probabil, cândva se spuneau povești duminica. Acum stă singură lângă o pădure căreia nu-i mai aude nimeni foșnetul. Câți locuitori mai sunt în toate cele 3 sate? Greu de zis, dar un lucru este clar. Acestea vor rămâne curând doar un nume pe o hartă. Aceasta a fost ultima tură din acest an. Vă așteptăm și anul viitor tot aici, pe canalul nostru de YouTube, pentru că vă vom arăta în continuare locuri minunate, locuri de care trebuie neapărat să știți. Cam atât am avut de spus pentru astăzi. Ne vedem în anul 2022 și vă mulțumim din suflet că ne urmăriți. Pe curând! La mulți ani și drumuri bune! S-a încheiat drumeția și odată cu ea anul nostru. Am mai descoperit încă o parte mică din această Românie frumoasă. Ce va fi în 2022, vom vedea împreună. Așa că fiți alături de noi și în anul următor, când vom cunoaște oameni interesanți, locuri pitorești și povești excepționale.